Iar Zumi, trădătoarea scârboasă nenorocită, după ce am făcut Ida mai nunta, a plecat cu jumate din banii mei și vreau să-i văd înapoi și pe aici pe Zumi, că vreau ca să o tai cu cuțitul și apoi să pun sare. Ok! Bine m-am regăsit la un nou episod de Mariusel. Astăzi se anunță un episod destul de amuzant. O să vedeți la ce mă refer în minutele ce urmează. Nu uitați să dați acolo pe butonul de like și să vă abonați dacă sunteți noi pe canal, dacă vreți să vedeți episodul de Mariusel cât mai des pe canal. Astăzi trebuie să continuăm să discutăm cu Bibi, pentru că știți că data trecută s-a întâmplat acea nefăcută. Nu știu exact dacă e adevărul ceea ce zice ea. În același timp e ciudat că avea instalat Tinder-ul pe aplicație, pe telefon, nu știu, mi se pare destul de ciudat, v-am cerut părerea în episodul trecut. Unii sunteți mai mulți că hai cu iertăm, hai că nu știu ce, că n-avem cum să nu iertăm, pentru că totuși n-am prins-o un fapt și na, dacă se mai întâmplă ceva, o să stăm oricum destul de precauți de acum încolo. Mohamed ne spune, eu cred că copilul lui Zumi îl va chema Mario sau Pablo. Bă, legat de treaba asta, este și întrebarea episodului de astăzi, ce nume vreți să-i punem la copilul lui Bezea? Pentru că sincer să vă spun, nu știu, nu știm ce nume o să aibă nici Bezea, nici Zumi. Așa că vă lăsăm pe voi să treceți vă acolo în comentarii, să vedem care sunt părerile în comentarii. Ne mai inspirăm de acolo și o decizie o să o luăm noi, să vedem care o să fie numele. Dar vrem cât mai multe nume, câte mai multe posibilități de nume să avem în comentarii pentru numele lui copilului lui Bezea sau al lui Zumi, ok? Să vedem ce face familia noastră. Aoleo, acum m-am adus aminte de Petre când ne-ai enervat data trecută. Bă, ce facem cu Petre? Îl dăm afară chat? Ziceți repede pe chat. Cred că îl trimitem afară, că nu se mai poate. Bună, tati! Hai, legăna pe o pânză de păiajen. Și să... Păi vine să-l mănânc cât de cute e. Bă, vine să te mănânc, cât de drăguț ești. Băi, dă-te mă jos de acolo. Îți place? Mie-mi place de tine, cât de cute ești. Băi, hai, ia ridică-te de acolo. Ușor. Ce zici, boss? Bine, m-a pus învățătoarea la grădi să învăț o melodie. Da? Da. Un elefant, doi elefanți, se legănau. Nu mai știu. Iuta și pe ăsta. Ăsta doarme aici? Ăsta a dormit aici? Da. Și nu l-ai trezit? Nebunit. Te-a nebunit? Da, cântăm și-o liniștit și el face așa. Nu, ce-mi ia una. Alevi, ce-mi ia una. Și fa, nici nu știu cred că dacă ar trebui să-l trezesc, sincer, că dacă îl trezesc, cred că murim. Ia că tras pe tine să le nerv. Ia, trezește-l tu. Trezește-l cum vrei. Trezirea! Hai sus, la armată! Unde suntem, bă, aici? În poliție, la armată. E tata? Vai, tă, viața mea. Nu m-am trezit aici de când mă trezea mama. Da, dar știi că hai să trăiești. Ți-ai mai revenit de ieri sau tot așa ești? Nu mai ești? Am băut ceva ieri și... ai băut ieri ceva? Mi-a dat tataie. Ți-a dat tataie să bei? Da, avea tataie mare sticlă de țuică în corbagaj și am dat tataie mie țuică, ești prost. Da, o lua. Bă, țuică nu-i țuică, dar pe bune, venea să te iau pe sus și te arunc. Direct așa. Mai bine făceai asta. Deci... ok, bine. Hai să zicem... Când mă mai vezi așa nebun, să faci asta, ai înțeles? Bine. Bine, vezi. Bun. Că... vezi că o să te... țin acolo, ok? Asta... Și după ce faci asta, te iei de tataie, da? Ok. Bun. Ok. Hai că mă duc la baie să mă scol pe ochi pe asta. Ascultă, mă, să văd ce face Bibi. Ia uite-o pe Bibi. Eu când ți-am zis că nu mai mănâncă, e? Ce zici, dragă? Ce cu fața asta pe tine? Ce faci aici? Mi-e somn. Mi-e somn? Și da. Aici să faci niște yoga ca să te mai trezești, normal. Da? Normal. 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 Bă,
Uite, ai văzut că ți-a luat ăsta telefonul și se uită la... Cine? Ăsta micu, îți lua telefonul și se uită la elefanți. Era la încărcat. Băi, și știi, iar toate nebunile să se uite pe acolo, să caute la vârsta lui. Era... Și unde e telefonul Sebi? Uite aici, l-am băgat. Uite, la chiloței. Dă-mi telefonul. L-a băgat la chiloței. Ia-l. Ăla n-ai fi telefonul de cât de mare. Da, da, da. Mau, ce bagă el, Hambu. E bine. L-ai luat? E bun, man? Bun. E bun. La ea bă, lui mami. Bibi, hai până la altă să vorbim ceva. Bă, Mariusel. Ați minte poziția lui Bueno, cum stătea el pe scaun? Nie, uimește mă. Ia uite așa. Păi dar nu e doar poziția lui, dar să știi că... Ba da, fix așa stătea, pe canapea, fix așa. Bă, da, ai ținut bine minte ce-i drept, dar... Cine e Bueno? Am amintit cu Bueno. Mă, înțeleg, chiar așa stătea, ziceți voi. Chiar așa stătea. Kinder Bueno? Nu. Da. Ești foarte mult San Sebi. Mă, el chiar nu știe. Despre tata. El chiar nu știa. Bă, nu știe nimic despre tata tău. Bine, scuze. Poți să vorbești cu el. Hai că da, să vorbești cu el. Eu mă duc cu Bibi înăuntru. Să știi că îți mai repet încă o dată că nu e ok ce ai făcut, dar eu nu o să pot. Eu? A, da. Îți place jacheta? Da, îmi place foarte mult. Mă bucur. Am schimbat acum, m-am uitat prin ce haine mai am și am schimbat-o. Nu, e cine știe ce, dar merge așa două zi, două, știi? Două zi, două? E, ce vrei, că trebuie să te schimbi în viață, nu? Dar în același timp, să știi că nu e ok ce ai făcut tu. Sper că nu mai ai aplicația, nu? A, e instalat de ieri, nu? Parcă. Da, mă, da, ok, ai dezinstalat-o, ok. Dar ideea e următoarea. Deci îmi promis că de acum nu se mai întâmplă chestii de genul, da? Da. Promit? Păi, promiți? Hai, dai așa. Vezi că ești soția mea și eu sunt soțul tău. Da. Păi, da. Am și ceva? Păi, zic așa, că totuși avem... Mi-ai reamintit, nu? Da, că avem ceva frumos împreună. Eu nu știam. Seghi-l celul, mama. Mama! Da. Îmi dai, te rog, telefonul. Ce? Te rog, vreau să-i arăt lui Petre. Elefant. Mersi. Să râdem un lucru. Ce șmecher sunt. Iată, că mă sună un număr. Petre! Stai puțin că mă sună un număr. Haide să băgăm muzica aia beton. Ia. Măi, îmboschetarule. Balo, cine e? Cum bă, cine e? Cine e? Zumi? Unde-i Zumi? N-am nicio... Zumi e sora mea, Bă, băiatule, lasă faza în pace, nu mai fă pe prostul și zi unde-i Zumi, dacă nu vin la tine, zi unde-i Zumi. Cine ești? Bă? Da. Tu crezi că eu fac combinații din astea sau că nu-i problema ta? Cum metri, dar nu știu... cine sunt eu? Scoate-o pe Zumi dacă nu vin la tine, fii atent, deci dacă nu scoți pe Zumi... Dacă nu mi-o dai acum la telefon, vin la tine, unde-i Zumi? Zumi? Nu știu unde-i Zumi. Deci, scoate-o pe Zumi. Mă, dar cine ești? Că eu nu dau pe nicio Zumi până nu știu cine ești. Cine sunt? Da! Virginica sunt, Virginica, sunt scârbos, boschetar, ce ești. Cine-i Virginica? Mamă, să vezi ce-ți fac eu, băgața sârmă, nu știi cine e Virginica. Mamă, băgața, băieții, hai... What? What? Mă, ce-a fost? Știi cine-i Virginica? What the fuck? Hai, tata! Bă, las, bă, las, mă distrează. Hai, bă, las, mă distrează. Vezi că nu i-am zis de bă, nu ce... Nu i-ai zis? Las. Adică i-am zis cine e și așa, dar nu i-am zis că... Nu mai, nu-i nevoie. Mi-a zis că sunt șmecher. Tu ești șmecher? Beze e șmecher? Suntem șmecheri. Suntem niște șmecheri. Se știa de ce. Unde e Bibi? S-a dus la toaletă. La toilet. O dare portica. La toilet. Nu cred că e de bine, tata. Mă, e mafiot, are oameni? Da. S-a luat toată de mine, urâtă aia? A zis că vrea să stea singură la toaletă. Da.
Bine, și la noi frumos să intre peste femei bine, în baie. Bine, hai că nu mă duc la nicmeni, dacă... Ziceți voi să cântăm? Ce să cântăm? Un elefant, doi elefanți. Uite, l-ai pe Petre aici, Petre, fă și tu treaba. Hai. Ia. Un elefant, doi elefant, doi legăna pe o pânză de păianjen. Și pentru că nu se rupea. Am mai chemat un elefant. Au, te-ați invocat-o pe mămica. Bă, vezi că ai dat, ești lung în apă. Ce? Ce-am dat? Și ai dat și ești lung în apă. Bă, date. Unde? Ce n-ai, bă? Da, bă, vin rușii, bă! Să vedem, Petre. Ce se aude, mă, mâncați și grăda? Mami, ce se întâmplă? Stai că e interesant. Chat? Du-te jos. Ce n-ai? Să mă bată mama. Mamă, pe aia de ieri. Să mor tu că a venit iar asta. Aoleu. Mamă. Bă, Sebi, du-te, hai încoa. În casă, în casă, în casă, acum, în casă. Sebi, în casă. Aoleu, nu-mi vine să crezi ce am văzut. Tu erai la telefon? Oh, ușor, ușor. Alo, păduche, jos, păduche. Sunt aici cu morcoveață, păduche, bărâcă, craioveanu și dariusică, cioare mică. Bă, unde-i zumii? Mă, noi n-avem nicio... Mă, du-te și ai grijă de copil. Spune unde este zumii, nu mai fac cu mine combinații din astea. Cine ești tu, Virginie, că am înțeles, dar ce treabă ai tu cu zumii? Bă, băiatule! Nu știu unde e, eu personal nu știu unde e. Aulă, poliție, mă, să mă văd. Te văd omul de aici. Deci, ești polițistul de aici, că dau cu tine, ieși afară. Deci fii antenă. Eu sunt capo del mundo de aici, din acest oraș. Zumi este nevasta mea. Ne-am căsătorit și porma dispărut dintr-o dată subit. Eu sunt hermafrodită. Ce e, bă? Sunt și băiat și fată în același timp, am născut cu mutație genetică. Mulțumesc, Virginica, domnișoara Virginica. Iar zumii, trădătoarea scârboasă nenorocită, după ce am făcut Ita mai nunta, a plecat cu jumate din banii mei și vreau să-i văd înapoi și pe aia și pe zumii, că vreau ca să o tai cu cuțitul și apoi să pun sare. Ok. Să recapitulăm. Să recapitulăm. Tu ești, cum adică ești căsătorică cu zumii? Da, ce mă n-auzi aici în urechi? Așa, păduche, așa, păduche, rupe gâtul. Dar stai jos, nu acum. Cum ce față are ăsta, bă, ce-mi place. Zi unde-i zumii. Zumii? Băi, mă jur că nu știu unde este zumii. Zumii a trecut ieri pe aici, dar în rest nu știu unde-i zumii. Bă, băiatule, lasă-mi răjele, spune unde-i zumii. Băi, eu-ți spun, nu știu unde e zumii. Ai 20 de secunde să-mi spui unde e zumii. Uite cum facem. Dacă nu... Băieții păduche și mai ales ăsta via drecălu, stai plat băiței de ăștia mai mici, ai grijă cu copilul tău. De ce-o la asta? Ok, poți să-i lași pe băieții tăi să nu vină în casă, nu în curte la mine. Și vii cu mine, stăm de vorbă puțin, să discutăm puțin. Băieții, stați la ușă. Doar eu mișcați. Mi-am mutat ăsta trebuie să vină cu mine, este bodyguardul meu corporal, păduche. Okay. Și o să stea mai în spate, dar trebuie să vină cu mine, că cine știe ce vrei să-mi faci acolo. Ok. Păduche! Bă, ce naiba, mă? What? Ok, asta a venit de nicăieri. Stați aici, dacă vine poliția, zic că Virginica să pleci de aici, că altfel arat mustața. De pe ăștia. Aoleu! Săracu, ăsta micu. Bibi! Bine, pune-le la copii să stea liniștiți, să nu se sperie că nu e nimic grav, ok? Zis. Da. Bine. L-am zis. Vine cu aceasta, discutăm, uite. Ea este soția mea, cheamă Bibi. Este soția mea și Zumi este sora mea. Bun. Poți să-mi aprinzi o țigară? Bă, pleacă, bă, păduche, mai spate de aici! Da, țigările tale, vei aici la copii și le aprinzi țigări, scârbosule! Mami, cine e omul? Se pleacă de aici. Omul de...
Sebi... Du-te. Măi. Ce bă ăla? Era micu, e copilul meu. Ăla e copilul tău? Da. Credeam că e din ăla de n-am mai crescut, de ăla de crescut cu nanis din ăla. Da. Tu... Copilul... Ia zi-mă, scârbă. Unde-i Zumi? Bă, eu... Zumi e plecată. Unde-i la școală? Ce? Ce școală? Zic, unde e la școală plecată? Unde păi e plecată? Nu, e plecată cu treabă. E... Nu a fost aici, nu a stat aici, nu am vorbit cu ea, nimica, nu știu unde este. Bă, deci ascultă, fii antenă. Păduc e grijă dacă vă găsește vreo combinație să vii pe fază. Deci fii antenă. Zumi, Zumi, ne-am căsătorit cu Zumi. Ce? Așa. Și după ce s-a întâmplat toată combinația, am avut nuntă mare în fața primăriei, a dispărut cu jumate de avere și cu o mașină din aia luxoasă roz. Stai puțin, să vorbesc puțin cu baby. Vorbesc puțin cu soția mea, stai puțin. Fă-te comod. Bă, Virgil nu se face comodă niciodată. Mamă, ce-a dat-o! Mă, Bibi. Să faci rost de numărul ei. Zorta e pe ei, e pe... Bă, nu înțeleg ce s-a întâmplat. Păi, e chiar adevărat sau e face mișto? Păi, de unde să știu că dacă e adevărat sau nu adevărat, cum i-a zis nimeni niciodată de așa ceva? O zic bezea. A? O sunt pe bezea. Dar de ce mă e bezea? Nu, 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 eu îl sun pe bezea acum. Ce să sun, mă, tu, eu îl sun. Eu îl sun, stai puțin. Tu îl sun, bine. Eu îl sun. Mă, dacă află ăsta că de fapt are iubit sau aproape cu copil, de fapt are copil! What? Dar acum cât timp? Acum cât timp n-a zis? Acum cât timp s-a căsătorit? Mă, ce s-a întâmplat mai aici, că nu înțeleg nimic? Poate ne răspunde. Oh? Alo? Alo? Da. Ce faceți? Uite, stăm. Tu? Ești cu bezea? Auzi? Treaba e un pic complicată. Ce s-a întâmplat? E complicată rău de tot. Nu că complicată. A venit cineva cu o mini armată cu arme, cu așa. Și problema e că tipul ăsta ești pregătit? Și că s-a căsătorit cu Zumi. Acum mai mult timp. Nu. Nu ești prim. Că s-a căsătorit cu Zumi, mă. Mă auzi? Hai mă, lasă-mă să vorbesc eu cu el dacă este. Ia zi. Lasă-mă pe mine să vorbesc. Bine, lasă că-l sun tu după. Și vezi că noi nu venim acasă. Nu veniți acasă? Venim. Tu vii la noi, dacă vrei. De ce, mă? Că n-avem chef. Unde sunteți? Suntem 807. Ok, hai că vorbesc acum cu Beze. Nepa. Avem și un nou update la Zendesk, vedeți că au schimbat și logo-ul și telefonul, au făcut acum să fie mult mai șmecher cu WhatsApp, cu nebunii. Și o să adaugi acum și mai multe chestii ca au telefonul ăsta acum, deci thumbs up. Bezea. Mamă, cum e acum? Băi, adevărat? Da, alo. Bă, cum e tre? Da, zi. I-am venit acum acasă, problema e că... Ai venit? Pe nu erai deja nu, acasă? Nu, mă asculti, problema e următoarea. Eu eram acasă, au venit unii. Tu erai acasă, au venit unii. O mini armată. E flăci, așa. Și a venit unul, care e ori băiat, ori femeie, nu înțeleg care e treaba, și zice că... s-a căsătorit cu Zumi acum nu știu câți ani și după aceea a fugit. A? Ce? Glumesc, mă. Hai că ne vedem undeva. De ce pe mine? Ha? Bă, trebuie să ne vedem neapărat undeva. Bine, vino la mine. Ok, spune-mi, dăm și mie locație undeva unde ești și dăm mesaj. Îmi dai mesaj. Aici, da. Ok, dăm mesaj, ceau. Pa. Mai țineți minte unde a zis că e Frederico? Că eu nu știu. Tu nu vezi Haladis sunt? Da, Haladis după mă... Da, cred că dacă îți dai aerul din cap, hai nu mai păduc. Alo. Nu știu să mă pe telefonul ăsta, vină la 807. 807? Ok, hai pa. Da, pa. Ok. 807. Țineți minte. Vai, viața. E posibil să apără că dacă vedeți o femeie, nu contează orice mașină, cum o vedeți aici în față,
Nu mă interesează control, dacă vedeți că o cheamă Zumi, o legați cu scotch, o duceți la mine. Măi, ce n-ai, bă? Bă, deci tu ăsta. Bă, acum cât timp s-a întâmplat asta? Acum 2 ani? Un an și ceva. Mă, mare logic. Ne-am căsătorit oficial în această bucată frumusețe de oraș pe care o vezi tu aici. Ăsta e orașul lui Virginica, ai înțeles? Are sens. Din lumea interlopă. Are sens. Păi și Ana are copil? Bă, când mi-ai zis asta care copil, bă, mă apucă toți dracii, bă, mâncați-a sufletă, bă, băduche! Și care copil scârboasa! Nespălata aia împuțită! Hai de capul meu, are copil, fiatele și mi-a făcut scârba împuțită! Pa, limbista ordinară! Hai de capul meu! Ok, calmează-te, că trebuie să existe o soluție sau o logică la tot ce se întâmplă. Băi, aia s-a căsătorit și are copil, ce soluție să existe? Are și bărbat! Aoleu, aoleu! Omoră bărbatul, Jordi, copilul și omoră. Cum îl cheamă pe ăla? Pe cine? Pe pop bărbatul ăla, cum îl cheamă? Îl cheamă Gabriel. Bă, deci fiți atenți, scârboșilor, fii antenă, caută în bază de adresul ăla polițistul ăla, corul sunt destul, deci fii antenă. Gabriel și mai cum? Nu știm doar Gabriel și îl cheamă. Băi, a căzut în piscină, care m-a împins? Băi, date. Poate să mergi pe tocuri. Pe față. Nu te-am împins eu, șef. Scârbosule. De la tocurile astea. M-am dat flashcă, bă, scârboșilor, m-am împins cineva în piscină. Stai că ești murdar aici. Șterge-mă, băia, scârbosule. Bă, deși antenă, deci căutați unul Gabriel, deci vreau fost Gabriel să-i verifice. Vedeți care dintre ei are certificat, deci să intrați în baza de date. Nu știu dacă e, poate vreau să-i fac. Ok, Domnule sau doamna Virginică? Bă, sunt amândouă, depinde cum mă luați. Bă, sunt doamnă și domnă în același timp, sunt hermafrodită. Hermafrodismul e o condiție genetică când te naști cu ambele sexe funcționale. Ai și pi, ai și pu. Deci are dreptate, că așa știu. Așa este, păduche. Bun. Deci, bun. Fii antenă. O vreau pe Zumi, nu mă interesează ce faci, cum faci, cum faci. Te dau pe Zumi, poți să o iei acasă. Deci, ori Zumi, ori piticul ăla mic vine cu mine. Ai până mâine. Păduc e cel mai tare. 24 de ore. Dacă nu piticul ăla mic vine cu mine, la micul cel mai mic. Cheamă-mi posota. Ok. Uite cum facem. Vii cu mine, acum. Unde să vin cu tine? Vii cu mine, ne întâlnim. Să faci cruce cu soțul. Soție, da, să vedem și noi care este situația, să discuți și cu el. Păduchie, rămâi aici, fii antenă. Facem bine asta, chat? Deci taci din gură. Păduchie, rămâne aici și aia rămân la poartă. Dacă ceva, faci combinații de-astea vrăjeri cu o Virginica, vezi că pățești. Ai grijă. Ai auzit, vezi că copilul ăla în 24 de ore, 86.600 de secunde. Bă, băiatule, să-l faci, să-l faci ciorbă. Ce râs, am înțeles. Să o aduci pe sorta mai repede. Ce facem, mă, ciorbiță? Că eu nu vreau ciorbiță de fetiță sau ce e ăla? Nu. Tati. Hai. Mami. O să-l faci direct șnițel. Mami. Nu. Hai, vino cu aici. Ăla e urât. Hai, vino cu aici. Hai, vino cu aceste camere puțin. Deci, vii cu mine acum și discutăm cu soțul, da? Cu... Dar nu cu soțul, pardon, scuze. Ei nu sunt căsătoriți. Nu sunt căsătoriți, cu tine e căsătorit. Deci nu sunt căsătoriți. Păi nu, că eu credeam că chiar sunt căsătoriți, dar... Nu că, eu știam că ei nu sunt căsătoriți, dar problema e că au altceva ei. Și tu ești căsătorită cu ea? De asta nu voia să se căsătorească? Băi! Nu înțeleg nimic, ca să mor eu. Băi, deci ne-am căsătorit așa frumos cum trebuie, cu petrece școala alea haladita, îmi poartă și numele scârboasa împuțită. Limbista, numele... profesionista. Asta nu știam. Mamă. Umblă cu nespălată puțin de noi, rupi eu picioarele lui ăsta când îl prind. Du-mă la el. Gata, hai, vino cu mine. Du-mă la el acum. Ok, ușor. Băieții, fiți atenți, stați aici în față. Dacă se întâmplă ceva, face asta vreo combinație. Deci fii antenă, tăiați felii, subțiri, tăiați. Ăștia rămân aici sau și vin numai eu? Ăștia rămân aici, o păzesc aici și acasă. Dacă se întâmplă să facă vreo șmechirie asta cu mine, lișează pe ăștia pe toți. Mai țineți minte BMW-ul, guys? Spatele meu, cu acao. N-am acao. Aolo.
Domnule, dar pare un pic nervos. Păi cum, bă, băiatule, să nu fiu nervoasă? Păi mă face pe mine, pe Virginica. Deci, e femeie? Să o facă pe mine o scârboasă, că aia o pitică din aia scârboasă, limbistă. Am înțeles. Îmi pare rău, ce pot să zic. Ce să-ți pară, bă, rău? Să vezi ce rău o să-i pară la aia când o prind. Aulu. Dar, nu știu, trebuie să fie explicații la mijloc. Ceva e ciudat, nu știu. Băi, a dispărut subit. Stați în curte, stand-by, nu intrați în casă. Dacă ceva vă dă, ordonez eu când. Băi, băi, să nu facă ceva la familia mea aia. Nu face nimic, că l-au vrut să intre în casă, că auzi că vrea să mă vadă ce-i pe masă, să-ți mănânce ce-i în casă. Dați afară, scârboșilor. Stai puțin, stai puțin, nu cobor, că aici m-am oprit ca să văd unde trebuie să mergem. Nu, trebuie să mă opresc unde să mergem. 590, că eu chiar nu știu unde. 710. Îi lăsați doar în curte, nu iese nimeni afară din casă. 590 a zis, nu? Nici în fața casei. 90? Ai 590? Mamă, foarte n-a bine, foarte bine. Țineți-i sub sub la mâncare eu. Ascultă-mă dacă faci vreo combinație dubioasă cu Vergii. Eu? Niciodată. Cum, bă, niciodată? Bă, men. Dacă-i soră cu drea, ești din același aluat, înțelegi? Da, mă, dar eu nu înțeleg ce s-a întâmplat. Dar problema e că acum eu nu te duc, dar te ducem să discutăm puțin cu... Păduchie, ești în spate? Așa, păduchie. Deci fii antenă. Nu tăiați copilul! Ce? Că copilul al tău mic arată rușii și enervează pe ăștia, să nu-i taie. Bă, bă! Like, no joke, mă întrebați să vezi că mă enervezi. Și no dacă și-o mă vezi că dacă mă schimb și-o la față, după aceea chiar că iese nașpa, să știi. Hai bă, băiatule, stai mai ușor. Cum e tre? Păi cum e tre? Cum e tre? Te-ai încurdat prea tare, îți plezdește ceva la cap. Cum e tre? Da, și că-ți dă sângele pe nas, merge acolo unde-i de mers. Glumețule, nu știu cum să zic. Glumă, glumă până la familia mea. Bă, te-am zis că Virginica, am zis stand down, până nu dau eu ordinul, nu fac nimic câinii. Ei n-au nicio vină. Bă, băiatule. E mătușii Sazumi. Ce mătușa lor Zumi? Păi nu e mătușa lor Zumi. Ba, cred că e. Doamne. Uite aici. Oh my god, ce fac ăștia mă aici? Vorbești cu domnișoara Virginica așa. Tot în ordine. Tot în ordine. Mamă, mamă, că te-l văd pe ăsta. Mamă, mamă, păduche! Rămâi în spate! E scârbosul ăsta. Hai cu mine. Mamă, nu e bine. Nu e bine deloc. Dar vreau să nu fii agresiv, că și el e agresiv la rândul lui, dacă e agresiv. Ești agresiv, nu e bine. O să stau puțin mai spate. Foarte bine, păduchi, rămâi acolo. Mă, ce fac? Băieții foarte... Știu că sunt pe ei, nu vă atingeți de ei, nu faceți nimic. Nu faceți nimic, stand down. Tot în ordine până acum. Ce se întâmplă mai aici? Să moară... Ce faceți, mă? A căzut poarta. A căzut poarta, mă, că... Bă, care dintre voi ne spălați în puțit să iei gagicul Zumi? Bă, ușor, ușor. Bă, ce faci? Bă, ce faci? Stai puțin, stai puțin. Ce faceți, mă, aici? Ridicați-vă. Ce, mă, stai puțin că a picat poarta. Nu vezi că a picat poarta, că mai e doar un stâlp? Uite-te-n poarta cealaltă, nu vezi că e poarta? Da. Tu nu i-am pus. Oricum că toate că toate, dar te-am făcut verde. Păi dacă dai ca handicapatul, vezi că s-a poarta. Așa se joacă, mă. Mamă, vere, lasă-mă că nu trebuie să dai așa. Vezi că am fost și la Madrid, dacă nu știi. Real Madrid. Da? Mi se mai spune și Ronaldo, junior. Și eu am fost la Juventus București. Unde ai fost, mă? Ce Juventus, mă, că
Bă, cu metrilor. Ridicați-vă de acolo că e ceva important, da, și n-aș pare o treabă. De ce, mă, cine e băiat pe ăsta? Ce zici, bă? Ia uite, îți place numărul meu, uite. Ticoul Cox. Cox. 69, că-mi place 69. Forță, bă, forță. Asta așa vorbește cu mine, bă, scârbosule. Cine ăsta, mă? Îmi zice scârbastă ordinară, domnișoara sau domnișorul, bă, scârbă. Ai venit de la skydiving? Ce-ai? Atât trebuie să te atingi de mine. No. Bă, băiatule! Băi, ia-l pe ăsta de aici. Ia vină pe la mașină. Nu, că mai zi. Nu, stai, mă, nu, stai. Vezi că te cam miros așa, ia zi tu, ce treabă ai tu cu zoomia mea? A ta? Ia zi, de unde te gândești cu zoomia? E o problemă ce mare. Ce stai, mă, să mă întreb, nu înțeleg. Stai puțin. Bă, scârbă ordinară, dacă stop. Să-l fac mezeluri. Bă, stop, băieți, am mai unul în spate care e cu ăsta. Și ce mi-a put eu? Are mai mulți oameni care țin acum pistolul la familia mea, la ăia mici și la bibi. Vedeți cum țineți bătaia în mână. Nu, că e de baseball. Noi ne-am jucat și baseball aici pe teren. Da. Am înțeles. Bă, totul până la familie, că odată ce spui familie. Bă, lasă la familia și Biugi Mafia, spune într-o frumos unde e zid eu de zoom, eu de zoom. Zoomi? E plecată cu copilul. Cu copilul? Da. Cu copilul? Da. Tu ești tasul la copil? Nu, vecinul. Bă, haladitule, tu nu mai faci combinații cu vecinica. E vecinul. Păstrează distanță. Spune scârbă ordinar îmbrăcat în roz. Cocalarii fec ce ești. Bă, Marius. Manelistule. Bă, manelistule, cu calar, ce ești infect? Unde-i Zumi? Unde? Ce treabă ai tu cu Zumi? Zumi, soția mea scârbă ordinară. Soția ta? În acte scârbă ordinară împuțită, ce ești libist, infect, libidinosule. Panorama. Scuzați-mă că vă întreb, dar sunteți bărbați sau femei? Armele. Deci sunt hermafrodită. Hermafrodismul e condiție genetică când te naști cu ambele organe funcționale, am cepit și pun în același timp. Cu asta contează, spune-mi, cheam-o aici pe scârboasa aia, că dau cu ea de pământ și omor familia lui ăsta. Ia uite, plasi. Ui, adică? Dar de unde avem? Ce omor tu? Bă, tu m-ai adus aici ca să bagă asta mișto de mine? Nu. Când am familia ta la o comandă, spune nu, băi, Bezea, stai puțin, lasă-mă puțin să vorbesc cu ei doi. Ce comandă să dai, mă? Vin cu ei, vin cu ace, Bezea, că nu, vin cu ace. Bă, cum e trei? Frate, nu e ce comandă, mă, că frate, e fost și... Vere, da? E fost... Băi, nu știu cum să zic. Da. Dar familia mea are acum pistolul la tâmplă, Bibi, ăla micu, Sebi. De ce? Pentru că ăsta are o armată la mine acasă, v-am spus, are o armată la mine acasă. Cum adică mă are armată, ești nebun? Bă, sunt oameni în armată care la mine, a? Ia zic, ești armată? Ia pe aia pe sus? Tu știa cu e mașina asta, mă? Dacia asta? Ia citește, mă, în număr de matriculare. Ia citește. Tu vezi cu e mașina asta? Ronaldo. Știi, mă, cine e Ronaldo? Păi, cred că ăsta nu știe ce pot eu să fac. Eu zic să îl calmez, puțin. Ce zici? Sau Solanu, că nu era acum. Și cine e grasul ăla umflat, urâtul ăla? S-a dus să se pișe la copac. Dacă îi dau un glonț în cap, acolo păduchii ăla. Și Bezea-i dă lui aia, bărbatul ăla. Mai dă el ceva pe-n stație? Mă mâncați și gura ta. Sunt o logică așa. Eu cred că dacă ăla nu mai primește niciun ordin, eu cred că ăla direct îi omoară. Tu ai nebunit? Crezi tu? Da, sunt destul de sigur. Bă, pe bun, atunci nu faci nimic, ha? Și... Eu omorăm acasă, pe toți. Nu, mă, ne răzbunăm noi, mai întâi, discutăm ca oamenii fără să-l înjura și să-l lua serios, hai. Eu vreau să descund, mă, dar nu faci scârbă ordinară, mă înjur, nu vezi? Nu-l băga în seamă, e nebun. Ok? Nu-l băga în seamă, e nebun. Cox. Așa. Unde a fugit Păduchie? Păduchie s-a dus până la mașină să-mi aducă apă că mor de sete. Ia spuneți care este combinația, că nu mai pot de bunesc pe aici. Eu sunt combinația. Deci spune tu frumos, cum ți-ai permis să te căsătorești cu nevastă mea? Spune-mi acum. Adevărul e că și știam că ai tu vreo treabă, știi? Da, putem vorbi civilizat fără... Hai să vrem și noi frumos. Dar știi gură că vorbești, spune-mi mie ce să fac, boschetarule! Sar puțin că te-ai lipit de teren. Ți-a crescut un pic barba. Da, bă, băiatul are barba, am și una și alta că ai pluva. Vrei să vezi? Vrei să bagi mâna să mă controlezi? Să te controlezi, ce? Dă-mi apa, Păduchie.
Ha? Dă-mi apa. Apa? Dar nu consum, stai că-l trebuie. Nu te duci și adu-mi apă înapoi, nu trebuie să te-am trimis cârbosule, bă, dar uite la bă, dar la mine, ia asta. Dă un coace. Trebuie să iau de aici. Ce trebuie? Bă, de spune până la urmă, care e combinația? Care e combinația? De ce te-ai căsătorit tu cu nevastă mea? Spune-mi și tu de unde până unde. De ce m-am căsătorit? Cum adică de ce m-am căsătorit? Ce vrei? Cum adică, bă, scârboasule, tu le știu că ai într-o căsătorie cu cineva, tu nu te-ai uitat, nu ai întrebat-o. Nu a zis nimic, bă, nu a zis nimic, a zis că n-are nicio treabă cu nimeni. A, Vito! Cine, bă, Vito? Nu, e un vecin. Cine e Vito? Un vecin. Bă, e Zumi, de fapt. Nu e. Mă duc, iei telefonul ăla. Zumi e plecat. Bă, dă telefonul. Deci spune tu și tu care dintre voi știe unde este spurcata aia repede? Vorbește frumos. Eu nu știu și vorbește frumos. Bă, deci dacă mai zici o dată lui Virginie ca să vorbești frumos. Nu, 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 nu. O să te trezești cu un dinte găurit și nu o să mai vorbești toată viața ta, o să ajungi mormânt. Hai să mor tu. Țin păduche, mă fac dentist. Păduche? Mai ții de când i-am scos dinții lui aia cu creștii? Bă, unghiere. Păduche? Ia-l. Te glumeam. Păduchiuțu? Stai jos, stai cu minte, stai cu minte, păduche, că trebuie să-mi spună unde-i arbuzoaica asta. Deci spune-ți-mi acum, nu mai am răbdare, unde este Zumi? Plecată cu copilul. Băi, femeie, mă auzi? Deci, ca să te... Femeie, bărbați, ești tu, ca să te... Herbafrodită! Cum te cheamă? Virginica. Ok, Virginica, deci, ca să-ți clarific, da? Bezea... Nu știa că ai nicio treabă cu Zumi. Dacă el știa treaba asta, el nu se combina cu ea, mă înțelegi? Pe lângă treaba asta au și copil. Și ea, în momentul de față, este plecată. Bă, n-ai situație. Ce mai bună îți plecați? Adică... Bă, tu crezi că eu sunt proastă? Păi dar ce vrei, să mă fac eu acum Zumi? Bă, tu crezi că eu au gargarele astea ieftine pe care le vezi aici că... Nu știam, aia amiga, mama mea. Băi! Băi! Deci eu vreau să aud, deci fii antenă, Mariusel. Da. Deci vreau mâine, nu știu de unde, că ăsta e un boschetar efect de jefațare. Deci fii antenă, că nu vorbesc cu scârbosul ăsta. Deci fii antenă, mâine, vreau să o aduci pe Zumi. Dacă nu ce? Facem ciorbă, cum am zis mai devreme. Dacă nu pleacă prietenii tăi de la mine de la casă, nu poți să-ți aduc nimica. Sau este o portieră. Bă, opa, cred că e Zumi pe aici. Hă? Nu-i mă zic. Dacă e Zumi pe aici. Nu cred. Zumi, ieși afară, scârboasă! Bă, ai zis că e plecată. Sub gazonul ăsta? Ai zis că e plecată. Păi e plecată. Da, nu mă, nu e plecat, e sub gazon aici. Nu mai știi cu ăla, poate iese. Păi, Virginica, ce nu poți să înțelegi clar? Nu poți să înțelegi și tu? Bă, Virginica nu înțelege. Văd, da? E proastă. Să-ți place, să-ți plece ție, că nu mai știu să mai vorbesc din cauza ta, scârbă. Să-ți plece ție nevasta, să-ți facă copil cu alta și apoi o să vezi cum e. Cum s-a putut căsători? Mai ales că eu sunt l'ombelico del mondo, ai înțeles aici și toată lumea aici am pupă picioarele. M-am auzit de tine, da. El ceapă. Bă, tu nu auzi de mine. Tu auzi când pățește cineva, auzi de mine. Ba da, pe mine rău. Ești din casă direct de tine, auzi. Deci, Mariusel. Uite. Înghite. Deci, Mariusel. Da. Ai 24 de ore. Păi, dar cine stă până de mie cu mezi? Bă, ia-te-mă puțin. 24 de ore. Mamă. Băi! Dată din gură că mă enervezi. Nu, stop, băi! Bă. 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 Nu, stop. 24 de ore. Stop. 24 de ore. Și revin. Nu. Nu. Stop. Stop. Bă, vede dacă tragi în familie. Nu e ok. Nu e ok. Eu înțeleg că și eu aș fi făcut la fel. Calmează-te. Mă auzi? Poți să te calmezi? Lasă-mă jos! Jos armele! Lasă-o jos, mă! Să bagi păduchii ăsta arma jos și te las. Nu, mă întâi scârbosul ăla! A băgat-o! Gata, a băgat-o, arma jos! Mai arma jos și tu! Nu, arma jos tu ca să o las, hai! L-ați calmat? Gata? Deci,
24 de ore și mi-o aduci pe Zoom, eu cu ea nu mai vorbesc cu limbiștii ăștia. Deci, 24 de ore revin. Mai exact, gură! Mai exact, nu vorbea cu tine! 86 de gură, că dacă vrei să iei pe Zoom, eliberezi casa lui Maricel acum, da? Acum o eliberezi. Altfel o bag în pânzele albe. Bă, ascultă aici. Asta voiam să fac, dacă nu mă lași. Deci 24 de ore și revenim. Dacă nu e Zoom aici, ciorbă, feliuțe, sârmă, da? Sare. Băi, da, am înțeles, ou! Păi vorbește atunci. Am înțeles, du-te la treaba ta, dar n-am cum să-ți fac rost de Zoom instant, ești nebun, nici nu știu unde e. Și nu e treaba mea asta. Eliberați repede, eliberați casa repede, mergeți acasă. Acasă, 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 toată lumea. Retragere. Ați auzit? Plecăm, retragere. 24 de ore. 86 de mii de secunde. Destul. Deci 24 de ore și revenim și la tine, Mariusel, și la tine, cum ai zis că te numește, Caricioplan, cum te numești, mă? Gabriel. Gabriel, cum îl cheamă pe ăsta? Bezea, scârbete. Deci, 24 de ore. Hai că deja ne plictiseai, du-te întreba ta. Asta e carbone, asta negru. Mama, are ciocbă la sub braț, păduchela. Bă, băieți, nu-i bine. Ce nu-i bine, mă? Ce, băi, ești de mult la cap? Mi-ai pus acum în cap amândoi și-mi bag gura lor. A, și după aceea dacă se întâmplă ceva cu familie? Au eliberat și casa, da? Da. Și după aceea ție, că nu mai e, nu mai dă pe nicio stație, sigur? Dar le dau cunăță acum în păi cap și da, ești sigur că după aceea dacă îl găsește mor, după aceea nu se întoarce la mine să răzbune? Ce să-l găsească, mă, că-l bag sub gazonul ăsta, joc fotbal peste el. Hai că eu trebuie să sun pe cineva. Pe cine? Alo, ce faci, Mira? Ce faci, Mira? Ce? Na, îl bap asta. Da. Băi, nu-i. Băi, închide-i, mă, că uite, începea a doua repriză. Da, ai, noi suntem la fotbal. Fotbal, da? Da, viață, da, vin acum să te iau. Bă. Râzi tu, nu? Da, nu-i problemă, nu-i problemă. Păi ce, mă, că nu-i nimic. Cum ar fi unul de pretenție să bace pe sora ta? Eram să... Bine, hai, te iube, pa! Ce? Ce face? Bă! Cu cine vorbeai, mă? Cu mama! Mustață! Mamă, cât de prost ai zis-o, frate, aici, că se face pe sora mea, care sora mea e soția ta. Mă rog, soție, e soția lui ăsta, Virginica. Ce, mă? Acu e? Bă, fere, ție nu ți se pare ciudat ăsta, a venit așa în nervi, eu, să știi, a zis acum un an și ceva, când tu erai în închisoare. Vezi că orice și e posibil, cu ea, nu? Și că da, și a fugit după. Și poate e posibil, adică... Na, acum, na, acum realizez și eu. Acum realizez a, că e... A, timpul ăla, că n-a fost cu tine, nu? Acum, acum realizez că par... Ma, acum apar că... Ma... Acum apar că are sens, se zice, nu? O mori și pe Virgin ca și pe Zoom. No, 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 no. Nu, eu am crezut că gen mai de mult timp, când nu mă cunoșteam cu ea, și gen a fugit de atunci și... Da, a zis acum un an. Na, na, ceva. Na, se, na, say mom. Say mom. Ce mom, ca say mom, dar tu cu Mira? Ce mă, eu cu Mira? Băi, ești nebun la cap. Unde-i, mă? Stai, o sun. Sun. O sun? Da. S-o sun. Era e sora lui Bezea, că idee. Dacă mai țineți minte. Vezi, Frederico, e ceva din tine? Mie mi-a respinge apelul. Eu nu mai sun acum, că poate mi-l respinge și mie. Chiar sună. Nu sun. Chiamă-l la fotbal. Nu, lasă. Bun, hai să ne întâlnim cu ea. Da? Da. Da. Dar vezi că eu trebuie să plec. Ce facem? Trebuie să plecăm. Nu, 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 eu trebuie să plec că trebuie să mă duc să... Nu mă lasă! ...dau mingea de fotbal. Ce, mă? Trebuie să mă să-i dau mingea de fotbal lui Andrei. Cui? Lui Andrei. Andrei, că am luat-o de la Mario noi. A, de la Mario. Hai, mă, du-te! A, i-a dat-o lui Mario. Du-te, mă, Bezea. Ăsta, Frederico, bine. Du-te. Vezi că i-au dat cea lui Ronaldo, da? Bine. Apa. Du-te și du-i mingea lui Mario, da? Da. Pa, pa. Acolo, da? Mhm. Bine. Pa.
Hai, pa. Pa, dar mai jucăm, da? Poftim? Mai jucăm, da? Mai jucăm, da. Și nicio treabă nu cum era, da? Și Romario să vină după. Și cum era, n-ai nicio treabă, da? Nu, Doamne ferește. Bine, mă, hai, du-te. Bine, hai, pa. Pa. Clar are treabă cu ea. 100% are clar treabă. Oricum că e o râmă, eu cu... Nu, ca și repede. Prieten. Da, ce mă, unde te grăbești? Mm. Bă, dar ce faceți, mă, cu voi cu Dacia aici? E Dacia lui Ronaldo. Ia scoate deci țigara, scoate țigara, se pare că fumezi. Dați-vă un pic că te bă, să... Bă, tu ai nebunit? Să-mi puțin aici. Oameni. Bă. Dă-i, dă-i, dă-i. Bun, cât timp conduci și vorbim, da? Poți, da, sper să vorbim. Fii atent aici. Deci, să recapitulăm, da? Da. Acum un an, eu fiind în pușcărie, da? Da? Da. Virginica asta, în ce mi-a zis? Că eu nu cred că mi-e depinde că nu vine așa punită niciodată, nu? Păi asta zic și eu, că n-ar veni cineva cu armele să-mi amenințe familia deodată. Și... s-au însurat. Și după, nu mi-a plecat. Da mă, ca... bă, da mă, i-a furat averea, cică, un par din avere. Bă, ce avere mă, tu știi pe zume așa? Nu, nu știu. Eu zic de acum, dacă e așa, eu mă arunc pe bloc. Hai să nu am chiar așa, bă, că și tu ai făcut chestiile la viața ta. Bă, vezi că nu glumesc acum. Vezi că și tu ai făcut chestiile. Ce-am făcut eu? Câte m-a fost cu zume? Ai făcut și tu, n-ai, nu poți să cred că tu n-ai făcut. N-am făcut nimic. Nu cred. Mă jur. Zoom e sufletul meu pereche. Ai auzit? Sufletul tău pereche? Da mă, țin mai mult, dar dacă zic așa, pentru că m-a chiar numit, dacă e de vreme aruncă pe bloc. Bă, nu. Mă jur, bă, nu glumesc. Băi, îți dai seama că e o șansă să fie real, nu? E real, să? Nu. Poate nu e real, dar poate e real. Lasă-mă că mai, las mai chip de nimic, te împușc. Nu. Pe mine de ce, mamă, calmea astea. Vedem acum care e treaba cu... Cum e, press F, cam așa sunt eu, F. E, băieți? Rip. F to pay, respect. F. Eu că ți-am zis scoate altă mașină, observi? O vezi? Îl vezi? Ce faci? Yeah. S-a luat altă mașină, mă, în gara. Ăla e, nu? Ăla din față. Da, 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 ăla Golf. S-a luat Golf? Hai că nu-și recunoaște mașina, că nu cred că știe. Dă-i mă drumul de aici. Dă-i drumul. Fii aici. Ce facem? Plan. Ascultă-mă aici. Dacă te întâlnești... Nu, pasă, apare de un nicăieri și mă duc direct la ei. Ai auzit? Eu da. Nu stau să spionez, că nu stau eu să mă uit, eu mă duc direct. Dar zici tu mă, nu e urât? Tu, având un prieten, să te bage pe sora ta? Hai mă, zici, e urât. E, bă, e urât rău. Dacă zicea... E că s-a luat să se schimbe, cred că. Bă, ce frumos, ha? Mm. Nu, cred că rămânem fără Federico. Ai, bă. Și fără Mira, cred? Cred că și fără Virginica? Și fără mine? Da, hai! Și fără tine? Ce să the end. A, și fără Bibi? Hai. E la magazinul ăla, bă. Lasă-mă că sunt supărat. Chill, man. Dacă chiar așa a făcut zoom-ul, e aiure. Bă, nu știu ce să zic. Complicat. Așa e într-o relație, trebuie să fie lucruri mai piperate. Nu, că cred că te vorbim parbizul ăsta, bă, tu ești prost? Nu, glumesc, glumesc. Glumesc, nu? Da, mă, și nu știu, și cola. Cum chema pe ăla, mă, care îi repara lui Bibi Buji? Glumeam și eu. Ce? Oprește căcatul ăsta? Ce regla cui? Lui Bibi Buji. Ăla mai tâmplă, nu? În relație.
Bă, e încă... glumea, mă, ești prost? Nu știu. Nu știu, mă, dacă era sau nu. Nu, mă, nu era, zic eu. Nu știu, mă, chat. Bezea cu sora mea, tu cu... eu, de fapt, cu sora lui... Frederico? Da, acum mi-a dat și pe atât. Eu cu sora ta, tu cu sora lui Frederico și Frederico cu sora mea. Stai, ce? Fiecare cu sora fiecăruia? Nu cred. Fii atât, deci tu ai o sora, da? Da. Dumnezeu cu mine. Da. Frederico are o soră. Tu ești cu ea. Eu am o soră, Frederico e cu ea, probabil. Acum am realizat, ești prost. Și eu acum am realizat. Bă, ești nebun? Trei dintr-un foc? Familie mare. Meci se numește. Dar stai puțin că... Așa trebuie da, să eu fie gang. Eu și vergine, că suntem trei noi. Am te bat. Mă dau jos de mașină. Gata, mă, o brr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 
Uite-te în dreapta. Aoleu! Ce faci? Uite-te în dreapta tu. Poate o vezi pe Mira. Ia uite-te în dreapta. No, no, man, lasă-mă. Lasă-mă. Man. Da, man. Hai să ne calmăm. Eu mă calmez, tu nu ești calm? Da. Cum să fiu calm? Unde e mașina? Eu sunt în pușcă. Aoleu. Nevermind, l-am văzut-o. Să fiu calm, nu? Calm, nu? Calm, nu? Hai și mă că ai, l-ai văzut-o sau ceva? Nu, e... am plecat. Cred calm când zămi, se căsătorește când se pușcăre, da, afară. Unde ai zis că se duce el? La... să ducă mingea lui Mario. Dar Mario a trecut de mult, da, Mario. Mario nu e aici, zic că... Opa, pa, pa! Aia e Mira. Dacă se îmbrățe, am plecat. Mă duc drele. Ce face, mă, acolo? Ce fac eu, mă? Stai, stai, stai înăuntru, nu! No! Nu! No! Faceți, unde-i Mario, mă? Am cum o să-i dau mingea? Bă, femeie, tu ce faci? Da, bine, tu? Faci bine? M-a sunat să trec să iau un... Ține, băi, du-te mai încolo. Ia. Ce faceți, mă? Bine, tu? Adică... Băi, nu vorbesc cu tine. Vorbesc cu o dragă, cu iubirea, cu via... Și când te sun eu, îmi desprinzi apelul, nu? Aol, ops... Na. N-a fost intenție, intenție. Nu, mingea. Ba da, mă, dar după m-am schimbat. Te-ai schimbat, nu? Na. Deci te-ai schimbat. Păi, să mă schimb și eu, că eram transpirat. Eu? Ce terapie, ce-i întrebuie acum? Nimica. Te împușc. Bă, calm, băi, băi. Taci, femeie. Nu. Nu? Nu. Nu, a? Calmează-te, calmează-te. Nu mai am 5 ani. Bă, gata, ușor, nu mai... Păi, ce s-ar mă așa de cu scrisor mea, nu e... torta. Vezi că stă cam bine fesul ăla pe cap. Dar stai un pic. Care-i faza că n-am făcut nimic, gen? A venit să mă ia. Te tăia, nu? Și când te-am sunat, eu de ce răspund la pe? Ți-am zis că n-a fost cu intenție. N-a fost cu intenție, dar lui se răspund, știi? Și se zici cu dragă, cu viață, că te iau, că iubire, ce e la acolo? Cred că ai auzit prost. M-a auzit prost, nu? Da. Zici rapid acum, e ceva întrebuie sau nu? Hm? Nu. Cri. Nu, nu. Nu? Nu. Și dacă e? Nu e, mă, ești de bun, crezi că nu spuneam. Și dacă e? Ce se întâmplă dacă e? Adică. Adică? Adică, stai pic, și dacă ar fi, care ar fi problema? Cum adică? Să fiu cu acordul meu. Da? Da. Dar știi că am mai discutat despre treaba asta? Când, mă? Na. Ieri. Dar de când trebuie să-mi acces, mă, ce fac eu? Băi, fratele mai mare, să-i ascult de mine, tu mai auzi? Dar nu mă ascunde de tine. Să asculți de mine.
Nici. Dormi afară, mă, atunci. Ce zici? Da, mă, da, uite acum. Nu, mă, nu, lasă, nu dormi afară. Nici la tine nu dormi, stai liniștit. Ce? Măi, dar ce te ambalezi așa? Băi, ești cretină? Băi, ești cretin? Băi, v-am pus pe amândoi. Bezea, lasă-i, mă, să vedem. Ce, mă? Mă duc, mergem noi acasă. Bă, dacă mă mint așa în continuu, normal cum mă ambalez. Să zic, mă. Dar prostie, frate, am făcut că trebuia să ne ducem. Ce te minteam? Ai dovezi? Bați! Adică trebuie să avem dovezi? Ai dovezi? S-a întâmplat ce fel? Așa, dintr-o dată, hau, mau. Păi, ăsta de aici a zis că duce mingea lui Mario acasă. Păi i-am dus mingea lui Mario acasă. Și acum m-am ați urmărit sau cum? Da, am fost pe tot timpul. Păi și n-ai fost că i-am dus mingi? M-am întâlnit cu el la magazinul de haine. A, acolo sta Mario, nu în magazin de haine. Păi m-am întâlnit cu el în magazin, că eu am vrut să mă schimb să-i duc mingea, știi, dar... Da? Dar n-am întâlnit cu el acolo și i-am dat-o. A, deci tu ai ajuns în emis, mă, să nu zici că te duci cu mata, că te-a sunat mata? Dar nu m-a zis că m-a sunat mama. Ba, ai zis că te-a sunat mata, că te-am zis. Ba, nu. Așa ești pe termen de fotbal. Hai că deja văd că exagerezi. Până nu și-a zis, mă, că l-a sunat măsa. Băi, eu nu mă bag, n-am mai țin minte. Băi, ești prost, nu te bagi? Nu te bagi. Mergem acasă toți, da. Păi și vin și eu cu mașina. Ce are dacă vine și el în mașină? Păi da, el merge în mașina asta, tu mergi în mașina. Nu, nu, eu merg cu voi. Păi mergem toți, nu? Păi ce e asta? Nu, care are trei locuri. Mă, n-ai cum să-ți lași mașina aici. Adică are trei locuri. Păi ție mașina, dacă nu să o lasi aici. Și tu zici cu mine mașina. Motiv, are trei locuri mașina. Ai auzit? De ce așa faci cu noile? Ce că sunt gunoi și pe teren de fotbal mi-a zis că nu mai joacă? Mă dai afară, nu mă dă în mașină. Mașina ta, doar că te mașina ta. Știi, uite, eu o las aici. De ce s-o lăsi? Că ți-o fură? Nu mi-o fură nimeni, eu închid și chem tractările sau sună un prieten. Ce tractări? Tu îți parchezi mașina și când o parchezi tu chem tractările ca să fie? Da, mă, să-mi aducă să mi-aduc la fiecare acasă. Parcare faci tractor, nu? Mhm. Ai, clar. Bine, mă, hai că deja mă enervezi, hai că merg eu cu mașina. Așa, hai. Tu mira mașină, un BMW. Hai. Ce comentezi? Urcă-te în față, hai, sărane. Sărano. Dar de ce? Cum ai zis, mă? Putoare-o. Putoare-i mama. Mama ta? Păi și mama mea. N-avem aceeași mama? Ba știu, dar aia zic. Bă. Din câte știu eu, mi s-a spus mie să am grijă de tine, nu? Da. Câte ne-ai, mă, ia zic, câte ne-ai? 26. Și eu am 35. Te s-a scus de mine, ai auzit? Fratele mai mare. Are 26 de ani? Dar ia ce trebuie să scul de tine toată viața? A, și că n-ai probleme la cine vii. A? Că n-ai probleme la cine vii. La tine îți dai seama, a, că ești singurul care... Păi? Păi, a? Păi te s-a scus de mine? Dacă am și grijă de tine? Da, mă, dar nici chiar așa. De mă, de lei, că nu-i nimic alt. Festul prost. Cum adică nici chiar așa? Mă, ia gata, mă! Gata? Bine, mă, să mai mă apărezi atunci când ai probleme. Nu. Apărează-l pe la din spate, na. Păi, am vrut să schimbăm subiectul. Să vorbim și noi despre altceva. Uite, nu l-am mai văzut pe Marius el de hău. Bă, mă duc, mă pun pe agenda din spate și te aud de ciufola. Nu. Ușor. Bă, tași și tu, că te auzi pe tine. Miau. Deci, ce-i întrebă? Zi rapid, dacă mă minți, mă enervez rău. Nu te mint, mă, nu te mint. Și de ce zice de alea că mă minte pe mine și pe ăsta că se duce la Mario să ducă mingea, când de fapt Mario Rey tu... Păi a fost, n-auzi, și după a venit după mine. De ce respecti, mă, apelul? Al naibii, Mario. La un mesaj nu mi-a răspuns. Am zis că n-a fost cu intenție. Să mă dau acum la mesaje, să văd când mi-ai spus ultima oară? Da. Și dacă mă uit, te arunc prin parbriz? Nu. Da, ți-am zis că n-am vrut. N-auzi? Bine, mă, că n-ai probleme, te duci la din spate și lasă-mă în pace. Voi, sunteți șmecheri. Nu știu că ești după stradă. Unde-s hainele după tine? Că mai mult ești dezbrăcată decât mă. Păi nu vezi ce pantaloni ai pe tine, jegosule? Cutoare-o? Hai, bă, vezi dacă ești că te-ai căcat pe tine cu pantalonii ăștia.
Și da? Că era dracu neri. Până acum tu cum erai îmbrăcat, mă? Ești îmbrăcat, zici că... Și cum eram îmbrăcat? Era la fel ca mine îmbrăcat. Ba nu, eram pantaloni scurți. Cred că ne-am făcut și selfie. Te-mbrățișează, măi! Ce drăguție. Uite, ea este Mira. Este sora lui Bezea. Iubita lui Sebi. 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 Mira. Da. Mira. Bună. Bună, îmi pare bine. Dacă iar ziceai de bărbare. Bună, mă, te-a lăsat când vedeți achiloții. E nebună? Da, fix acolo se uită. Deci dacă îi zici lui asta de balcoane, e acolo, e culmea dacă îi zice lui asta de balcoane. Dacă te pune... Maaa. Am văzut asta la mama când dădea în fata aia, Anaiz. Da? Nu, stai să nu faci așa. Nu, asta e așa din iubire de frați. E adevărat, tata? Nu. Nu. Nu-i faci așa, nu-i frate. Așa, frate. Mă rog, n-ai frate. Am frate? Așa, n-ai frate. La prietenii tăi, în general. Opa! Ce opa, măi! Ce te râde el să așa? Tata! Nu știu, nu știu. Na. Am primit bani că am cântat. Cui? Cui, ai colindat, aha. Cui? Și am primit bani. Cui? La cine ai colindat? Foarte bine. La oamenii de stăteau aici să ne... Aoleo. Vai de capul meu. Ți-au făcut ceva aia? Nu. Au început să se împrietenească cu mine. Am zis că sunt... Doamne, ce drăguț e. E și el mic. În miniatura ta. E și el mic. Ador. Hai, piticanie. 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 Mamă, cum a intrat aia, ești nebun. Nu! 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 Ce faceți aici? Ăla de jucărie. Ce se aude? Se uită pete la Messi. Nu uita. Chide televizor, voi. Și era ea... M-a speriat să mor. Bă, de ce te uiți la Messi? Haide, da... Messi din Real Madrid, da. Băi. Păi și eu cu aia, dar au dat golul ăla, n-ai văzut. Hai să rămâne. Dar nu te mai uita la Barcelona. Hai că uite golul mama, mă, câte cu gândurile. Bibi, o mai ții minte pe Mira? Oh, hai să rești. Da, normal. Ce zici, Mario? Bine, tu? Mamă, tot prost ești. Eu bine. Mamă, dar stai... Cum a crescut, s-a făcut mai... Nu cred că se dă asta la... Mai ascultă-mă, Albert Năbunu? Nu. Păi de ce? Se dă petre? Se dă petre la asta. Mă pun și eu aici, că-mi place să stau. Mă gălă? Te-o vezi și eu? Eu uite-l pe ăsta amicul și dansezi acum. Prost, bate lumina. Bate lumina? Păi, Sebi, ce faci, frate? Dansezi. Dă like cu dansul, mai bine ca mine. Ce se pupe, mă? Pupați-vă, mă. Ce, mă, ești nebun? Ia pupați-vă, mă, voi. Da, pupați-vă, mă. Cine, mă? Cu ăsta. Cu cine, mă? Ești nebun? Ești nebun? Pupii! Să se pupe, Miri, să se pupe. Băi, 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 tu ți-ar hanghelul, mătii, dă-te de aici. Oi, oi, oi. Angel! Arhanghel! Angel, angel, nu angel, angel. Măti! No! No, 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 no. Ok, deci, niciodată să nu spui asta, ok? Niciodată. E prostie, a? E prostie. Dar n-ai voie tu să nu te după noi. Nu e așa suntem. Ce trebuie? Anaiz, balcoane mari. Băi, zicea, băi, băi. Cine te-a învățat o balcoane? Eu sau ăsta? Nu mai știu. Am memorie proastă. 2 giga RAM. Atât s-a putut. Bă, ăsta, Sebi, ia mai fac cum făceai cu dase. Zi-mă ce e. Ce trebuie? Nimic. Te zălu, mamă, nu te duci. Mai făcut asta ce zici, mă, ce mamă? Păi ea? Ce face, mamă? Ai mamă? Nu, 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 nu
Ai, mamă. Se-i foadă. Păi, Bezea. Bezea. Bun. Bun, cu părerea. Acum un an eram în pușcărie, acum un an Zumi s-a căsătorit cu una slash 1, nu știu ce e. Și acum a venit ăla în armat cu aia și... Oh. Asta și așa. Părere? Tati! Stai puțin. Am ceva important. Zi. Am văzut pe Frederico cum se pupa cu fata. Ce mă? Ce-a făcut? Se pupau. A, unde? Adică se pupau. Stai. Unde se pupau? Face așa. Mama, m-a răsut, ține-mă că zbor. Stai mă ușor, bă, man. Stai mă puțin, hai să calculăm. Tu cu ce o să faci ajuns dacă faci asta? Bă, mă îndemnează că mint. Să-mi zică măcar. Păi, mergem acum și... Că pe mine nu mă deranjează dacă sunt. Că na, cunosc pe Fred. Vezi că se uită, vezi că se uită în spate, să vezi dacă vii. Se uită în spate. Și ea, și ea, vezi? Așa, să vorbim. Bun. Eu îl cunosc pe Fred, e treaba, e fratele meu, dar să-mi zică dacă mă minte. Că mă disper că mă minte. Da, e n-am și pe treaba asta, n-am ce zicem, da. Că eu n-am nicio treabă dacă îmi zic. Uite. Ce faci, mă? Are ca tine. Nu, e semnul păcii. Două păci. Doamne. Calmează-te, Zebi, calmează-te. Nu așa, oricum trebuie să arăți, dar în dreptul. Ce părere lui? Mă duc la Frede, Rico. Bă, lingă ei lor. Ce faceți? Iar și Evinio? Ce faceți? Bine, stăteam. Mă lasă pe mine, Biza, să vorbesc. Mamă. Bă, acum pe bune. Nu știu de ce ar avea o problemă. Bă, dacă vă placeți unul pe altul și toate astea, de ce nu spuneți? Noi putem să trecem cu vederea așa, ok, dar măcar să știm. Deci eu și Bezea. La fel, dar măcar să știm. Nu mă deranjează, dar mințiți, zici că sunteți doi copii. Zici că sunteți copii la Sami. E frumoasă, bravo, fata. Mulțumesc. Și tu un scump. Păi sunt scump. Am de la Off-White. Wow! Wow, te-a dat mamă. M-a dat pe spate, gata. Du-te, bă, Sebi, hai că ți-ai făcut treaba pe zi. Bă, da, eu nu știu care e problema voastră. Nu e, bă, nicio problemă. Sebi, mă. Tocmai. Nicio problemă? Da, că ai zice... Problema? Problema e fără mea. Tu ești. Practic, fratele meu. Și mă mințiți de parcă nu mă cunoșteți. Sunt copil de 4 ani, nu știu corect. Da, suntem împreună. Oh, fight. Tu te găsim ca gică lui Sebi? Trebuie să am și accent de copil mic. De când? Oh, de fight. Ceva timp. Oh, fight. De când? De ceva timp? Băi, eu sunt străin, mă, de nu-mi zici? Femeie? Pupați-vă. De ce? Să vă cred. Adică nu mă crezi, nu? Nu. Suntem împreună de când... Dinainte să vă duceți voi la... Pucălie. What? Huh? What? Huh? Bize? 5 ani? 6? Ce? Na. Nici nu am putut spune vreunul dintre voi doi. Mă, calmează-te. Păi stai mă, voi vă luați în fund pe acolo prin închisoare? De atunci am început să vorbim. Păi calmează-te, mă. Vezi că ăsta avea plăcere prin închisoare, mi-a zis. Eu? Aolo. Da. Plăceri de ciocolată, adică. Că vrei să te... Așa, că nu fac ceva. Mă, calmează-te, mă. Așa. Ce faci, mă? Nimic. Hai să-ți fac și eu așa. Vrei să-ți fac și eu așa? Ești tot bine, așa bă, vrei să-ți fac cu Zumi? Vrei să-ți fac și eu așa cu Zumi? Hai, mă, ți-am ascuns eu. Nu știu câți ani dai drumul de aici. Au. 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 Lasă-l să-i treacă. Îi trece până se însoară. Wow. Dejură-te. Nu te cunosc. Pare rău. Bă, ce mă de face și ea? Vă cunosc, mă, vă cunosc pe voi, să se împace. Eu nu ți-aș face așa. De ce faci asta? Bă, mă lăsați. Ce faci asta? Nu te deranjează. Nu mă deranjează. Că nu te deranjează, acum o dai cu dusul. Nu mă deranjează, vezi, pare că mă deranjează. Vezi, mă, de ce n-am vrut să zic? Deci, incredibil. Vezi, de ce n-am vrut să zic? Uite că face așa. De ce te comporți ca un copil? Bă, mă lăsați. Bă, mă lăsați. Te comporți. Bă, dar uite, de-aia n-am vrut să zic ăla. Că face și ea. Să mă gândesc, copilul ăsta nu-i mai deștept ca tine. Ascultă-ne, bă.
Știu să-ți dau în picioare. Măi, dar de ce te comporți ca un copil? Po bune, de ce te comporți ca eu, un copil? Eu, care ăștia mi-ascunde, zici că sunteți tu-i porumbe care ascundeți un lucru? Pentru că, uite de ce s-a întâmplat chestia asta. Pentru că tu reacționezi extrem de prost. Ah, cum vrei să reacționezi? Și dacă ziceam a doua zi, crezi că nu era la fel? Nu. Ce are mă ăsta? Sunt nervos. Ce? Ce, mă? Ce ești nervos, mă, că... Uite, bă, merg ca un nervos. Te uiți? Uite. Păi nu te văd, nu te văd. Dai sporul, mă. Bă, sar, mă, sari. Ai o gumă pe picior, da. Da. Gumițe. Gumițe, mițe. Hai, mă, să o luăm logic, da? Fii aia, deci să o luăm logic, ziceți voi că reacționezi nu știu cum, da? Tu ai crescut cu mine, da? Știm amândoi ce facem fiecare. Tu... Da. Am trecut prin o grămadă, cred că știi tu. Și acum... Mă mințiți, gen? Gen? Bă... Ți-am zis de ce nu ți-am zis? Ți-am zis că am început să vorbim de dinainte. Bă, mi-ai zis alte lucruri și mai rele. Și mi le-ai zis instant. Da, mă, dar... Nu mi-ai zis? N-aveau treabă cu... Familia ta, să zic așa. Ceea ce ziceți? Mai bă, noi nu suntem o familie, mă, sau ce, nu înțeleg. Ce părere aveți despre treaba asta? Da, că avem familie mare. Despre situația asta. Tu ești dificil. Să zic, da, aici era un pic mai... Ești o persoană dificilă. Ia, hai să arată ce-am făcut. E adevărat. Ia, asta e prima oră când a făcut în fața mea. Nu știu cine l-a măsat. Trebuie să stau în spatele la o fată. Aoleo, no, 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 no. Ok, stop. Stop, 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 stop. Cine a învățat așa ceva pe ăsta? Nu știu, mă, cine l-a învățat, mă. Nu știu, bă, băi. Voi doi. Cine te-a învățat, mă? Cine te-a învățat? Și cum adică noi doi? Ce te-a învățat ăsta? Un chihi. Ce-am făcut? Voi, adică. Auzi, mă, voi. Și cu cine făceau un chiu? Cu fetele. În spate la fete. Nu, glumește, mă. Ia, zumbi, colsumi. Da, mă, ce? Nu înțeleg. Nu te pune în span. Bă! Bă, ce ai? Oh, 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 stai, chill. Nu, mă, frate, cum a fost faza. I-am zis că e deja mare, e foarte mare. I-am zis cum să portez. Atât. E mare, nu? Mare? Mare. E un sfert din tine. Te iau pe sus. Vino la o vorbă aici. Salut, salut. Doamne, m-auziți? Da, da. Ia, ia, spune. Păi eu vreau să vorbesc în privat cu Marisel. La la Dumnezeu. Focus, focus. Apar banii. Ne-am dat? Naiba. Mă, chat. Of, Doamne. Ce bestă ta? Ce simt? Ce te iubesc? Am curat acasă. Bravo. Ce te iubesc, dar nu mai face halul ăsta. Da, mă, nu. Dar se punea mai avea puțin și se punea în spatele meu. N-ai voie să faci, da. Mi-ai zis că o să fiu eu șmecher dacă le zic șef și o să fac tot ce îmi zic. Nu funcționează așa, șmecher. E tocmai opusul. Te omor. Șmecherii sunt mereu în față. Păi da, tocmai și tu asculti de ei fiind sclavul lor, devii sclav și nu e bine să fii sclav. Nu, el e sclav. Da. El e sclav. Sclav. Devii sclav dacă faci numai ce zic ei. Și tu nu poți să zici. Doamne. Sclav, el e sclav, tatăl tău. Ce? Ce? Nu sunt singurul ce? Sclav. Ce? Ai zis că e singurul sclav? Nu e singurul. Voi, tu mai îmi sclăviți copilul. Na, și nu e frumos. Bă, Mirea, eu zic că... Nu l-am sclăvit, băi, i-am zis că? Doar trebuie să te iei de prea... Nu te dă el. Da, i-am luat de sui. Ia-i pe sus.
Mă, pe mine, nu? E prea gras, nu pot să-l iau. Și nici pe el. Pe el? Nici pe iubitul meu. Vrei să vorbesc așa, să te scârbești pe ea? Ia, vorbește că vomit în piscină. Cine, mă? Și eu. Alo. După tine. Doamnu! 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 Cineva? Ce zi e mâine? Mâine? E mâine. Mâine aveți să... trebuie să... chemați pe Zubi. Cine e la telefon? Asta era Păduchie? Wow! Cred că era Păduchie, ori era... Nici nu știu. Ha? De jucărie. Păi vreau din acela de are șeful. Nu e bună treaba. Nu știu cine m-a sunat, dar m-a sunat cu voce extrem niciodată și mi-a spus că mâine e mâine și că mâine trebuie să o aduc pe Zoom. Iarăși te-a sunat. Iar furnică. Da, știi ce e? Furnică un păduchie. Bă, fii atent ce plan am. Ce plan? Ce faci, mă? Ce faci, să? Bă, mai întâi de toate, m-ai supărat pe mine? Iar ăsta, frate. Zi-mă. Oruncă-și bună, Gio. Da, mă, știu nu mai că fi să, rău. Să zic, da. Mai supărat pe nu. Mai ești mă supărat. Ba, tine da, tu de deci. Bă, Petre, trebuie să ne ajuți și tu, că deja ai crescut cam mare, nu crezi? Da, Petre, frate, deci, ce faci tu acum? Tu te duci cu ăsta mic și voi merge sus. Da. Așa. Bun, atât. Atât. Du-te. Acum? Că ești mare și trebuie să-ți asumi niște responsabilități, așa că ai grijă de el. Dar nu e ficior meu, e ficior. Du-te! Haide, mă, du-te, n-auzi. Da, mă, bocheam de ce plan. Vă dai seama că nu cred că ești tu prost, cred că te gândeai la același lucru. Nu o să fiți acasă niciunul de voi, da? Plecați toți. Să fiu eu cu Frede. Deci și cu tine. Deci plecăm de acum, să nu fiu acasă. Nu, da, hai, ne mutăm la oraș, nu? Hai, de unde, da. Ce? Că vine Virginica și cu Păduchie să ne amenințe pe noi. Bă, problema e următoarea. Că ăsta mă zic că se descurcă. Băi, are oameni. Și problema e următoarea. Zoomii, ce facem cu Zoomii? Bine, mă, nu știu. Nu se termin. Bă, fii atent. Asta e un limbric cu un cu niște prieteni, sunt niște paratați. Bă, pleacă de aici. De Petre. Vezi că a zis Petre că vrea să-ți dea niște sneakers. Sneakers? Da, e în casă. Și eu aș vrea niște sneakers. Da? Bun, plecăm toți, da? Plecați de fapt toți. Toți, dar fii atent, Oana și pe Bibi să plece, să-și ia... Nu, să mamă, mamă, altă idee, mamă, bă, acum venim pe loc. Mergem într-un loc, o lăsăm pe Zoom singură într-un loc, se întâlnește cu asta și după venim noi toți din toate părțile, îi punem pe toți în genunchi și aia. Bă, zic să fii atent. Mă, noi. Eu zic așa, fii atent. Zicem că Zoom e acasă. Mai chemăm și noi niște băieți. Mai mulți băieți. Mai mulți băieți, da. Nu are sneakers. Copile, pleacă de aici că te aruncă în piscină. Așa, îi zicem că am adus-o acasă aici și să vină să vorbească cu ea. Bang, când a intrat pe ușa, pistolul la cap lui Virginica aia. Și dacă se întâmplă să se tragă, ciurim pe toți. A, ne echipăm ca lumea, gen. Bă, da, gen, nu trebuie aici la casă, o să facem probleme, să facem cum am zis eu. Păi da, mă, dar tu crezi că nu o să se aștepte? Dacă zicem că Zoom e undeva într-un loc așa, crezi că nu o să se aștepte? Păi nu, la ce creierare nu cred că se aștepte. Și în ce loc? Undeva... Zici că în casă ce ar fi mai credibil. Să te lasă cu Zoom-i doar. Așa. Tu ce părere ai, Marisele? Cum zici să facem? Băi, aș zice să plecăm de acasă și să facem ceva, să atacăm. Să fim... Ar trebui să se ducă copiii de acasă, gen... Și rămânem noi, bărbați. Aici, acasă, nu? Mm-hmm. Uite, vezi? Facem așa bezea? Da, femeile, voi aveți grijă de copii și noi, bărbați, ne ocupăm. Exact. Dacă murim, murim. Ma. Mâine da. Ne întâlnim toți aici, discutăm despre toată treaba asta. Ăsta se ceartă cu Zoomii, după care vă faceți toți bagajele și plecați de aici. Ok. Vedem care e situația, discutăm. O să încerc eu să vă fac... Să încerc să vă fac rost de... Trebuie să vedem ce zice Zoomii. Și copilul. Bă, mai ai numărul lui... Da, copilul. Prietena lui Anais? Da. Da, cred că pot eu să fac rost de... Da, am numărul. Știi că... Ia-o, Bibi.
A? Știi că ea parcă avea o casă pe la țară, nu? Da, da. Poate vorbesc eu să faceți, să se ducă ei acolo. Mai țineți minte, găsi casa aia de lemn? Da, merge, acolo, merge. Știi? Mai țineți minte casa aia? Și timpul ăsta noi ne ocupăm aici. Mhm, merge. Bun. Dar trebuie să chemăm gen... Nu știu, trebuie să o chemăm... Să-i chemăm pe noapte așa, ca să nu vadă că... Aia ce a zis ea că e xenof... Ce a zis că... Cum a zis ea că e? Nu știu. Xenofrobie. Xenof... E panoram. Creobie... O fufă, da, în fine. O fufă, da. Are și barbă, fufă. Și creastă, și față de bărbat. Și și fufă. Și are și zdrângălăie. Ce, mă? A zis că are și pi și pu. Ce, mă? Așa a zis. Are și p și p. Și gen are și p, p. Nu, și pi și, și pu, c, așa a zis. Pu. Vine și c. Și c? Și l, și m. Tot alfabet. De toate. Am primit mesaj de la el. Aveți grijă să nu faceți păduchi. Vă pupă vergii. What the fuck? Okay. E cam eu niște păduchi să-i dau. Atentă. Trebuie să mergem să vorbim cu prietena lui Anais ca să vedem unde stai. Da, 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 vin, normal. Bine. Hai, baftă, ne auzim mâine. Da, 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 pa, pa. Ai fost cu minte, mă? Educat și cu minte ca întotdeauna. Mai, mai bine nu mai zice asta. Sincer. Hai, dorm pe canapea. Good night. Good night. Bă, pe canapea, bă. În jos, ca băieții. Ha, halo. Problemă. Eu plec, mă duc la Zoom și să fac roză piu-piu, bine? De? Piu-piu? Piu-piu. Ok. Ai grijă. Grijă tu. A? Ai grijă tu. Hai, ceau. Pa. Baftă, bine. Numai bine rău la nimic. Stați aici. Bibi, hai. Hai, Bibi. Unde? În casă. Ah, da. Mâine trebuie să plecați neapărat de vreme. Să ne trezim de vreme. Că se va întâmpla o nefăcută mâine. Bă, guys, mâine o să fie o zi grea. O să trebuiască să ne întâlnim cu Zumi, să vorbim, să vedem ce se va întâmpla, care va fi situația. Poate și cu copilul lor. Nu știu, sunt multe chestii care trebuie să se întâmple mâine. Trebuie să venim care treaba cu Virginica asta, că a venit de nicăieri. Nu știu. Spuneți-mi în comentarii ce părere a avut de episodul ăsta. Nu uitați să lăsați idei în comentarii pentru numele copilului lui Bezea sau copilului Zumi. Același lucru. Spuneți-mi idei de nume acolo. Nume care să fie normale. Adică și așa, ușoare de reținut, ușoare de pronunțat. Spuneți-le acolo în secțiunea de comentarii cât mai multe idei. Ok? Eu am fost Andrei, a.k.a. Mariusel. Și ne auzim la următorul episod. Nu uitați de follow pe Trovo, subscribe, follow pe Instagram ca să fiți la curent și neapărat verificați Trovo-ul, că cel mai probabil s-ar putea să fim live poate când se termină acest episod de pe YouTube. Vă pup, ciao!